Campania fără penal în funcții publice a ajuns la final în Cluj. Listele cu 51.000 de semnături au fost depuse astăzi la primăria Cluj-Napoca pentru a fi validate. Știți ce vreau să vă întreb? La final, da. Firmarea, o fac pe dosar. Câțiva membri USR și voluntari au mers cu dosarele cu liste la Serviciul de Evidență a Populației din Cluj-Napoca. Aici funcționarii vor verifica fiecare semnătură în parte. Odată validate listele, dosarele vor fi ridicate și trimise în Parlament pentru următorul pas al campaniei. Aceste dosare vor merge în Parlament și se va vedea foarte clar că fiecare semnătură este strânsă autentic și reprezintă voința exprimată foarte direct de către cetățenii României că nu mai vor ca în funcțiile publice să fie persoane condamnate penal definitiv pentru fapte grave, mai ales cele de corupție. În Cluj, peste 300 de voluntari, membri USR sau cetățeni simpli, au stat zilnic în stradă timp de 5 luni și au adunat semnături de la oameni. A fost nevoie de 1 milion de semnături la nivel național pentru a fi astfel îndeplinită principala condiție pentru demararea unui referendum. Dosare cu numărul de file, numărul de semnături, le-am mai verificat o dată. Munca imensă și sacrificiu imens de la sute de voluntari de Cluj care și-au sacrificat timpul liber, și-au sacrificat concediile. Dan este un român plecat de câțiva ani în China. În această vară a venit acasă în vacanță și și-a petrecut concediul la cortul voluntarilor care adunau semnături. Pur și simplu am venit aici la proteste, am găsit-o pe Mona și Mona a cerut ajutor. Și exact, puțin câte puțin m-am integrat în echipa care a strâns semnături aici în județul Cluj. Dacă în Cluj depunerea listelor de semnături la primăria de curs fără incidente, în alte județe, voluntari și membri USR au fost primiți cu violențe. În Bihor și în Argeș, de pildă, doi primari i-au poftit pe ușa afară pe cei cu dosarele în brațe și le-au interzis să depună listele cu semnăturile din campania fără penal în funcții publice. Afară de aici, hai! Afară de aici! Te rog frumos, te rog frumos! De ce mă filmezi? De ce mă filmezi? De ce mă filmezi?